Așa. Ok. Salut, prieteni! Ca să înțelegeți despre ce este vorba, în liceu am fost implicată într-un proiect numit Bridge to Employment, organizat de americani și ținut doar la mine în liceu, în liceul Gheorghe Lazar din București și în liceul Ion Creangă, tot din București. A trebuit să fac un CV, o scrisoare de intenții, toate în engleză și într-un final au fost aleși 25 de elevi din liceul meu și 25 din Creangă. Proiectul se ține în mai multe țări. În fiecare an se alegeau câte 2 reprezentanți pentru fiecare țară. Ca să devii reprezentant, trebuia să dai un interviu și din cei 25 de elevi din Lazar, eu am reușit într-un an să reprezint România și am mers în Washington DC. A fost o experiență foarte faină, am vorbit mai mult despre el în videoclipul făcut pentru aniversarea 25 de ani a proiectului. Videoclipul respectiv l-am făcut în cadrul unui concurs organizat tot de ei și am câștigat, așa că mă voi duce din nou în Washington DC. Ei au anunțat câștigătorul concursului online și acum veți vedea reacția mea la videoclip. Ca să înțelegeți, eu l-am văzut de 5 ori și de fiecare dată am avut aceeași reacție, așa că acum voi fi destul de naturală și veți vedea cum reacționez din nou. Bine, hai să nu mai vorbim foarte mult, ci să ne uităm la videoclip. And we're live! Yay! Hi everybody! Welcome! Hello. I'm Lisa Johnson with FHI 360. And I'm Stephanie Davison with FHI 360. Da, Lisa este, am dat o pauză să vă explică, Lisa a venit în România și țin minte că a venit în București la una dintre întâlnirile noastre din proiect și ea are un accent foarte, foarte fain din Boston. Și i-am zis atunci, vai, ce tare îmi place accentul tău și a s-a uitat la mine, știi că eu, de fapt tu ai accent, eu sunt nativ. Dar da, e foarte drăguță, sunt foarte drăguțe organizatoarele. As a lot of you know, it is Bridge to Employment's 25th birthday. Yay, 25 de ani! And as we announce the video contest winners, we want to thank everybody that submitted videos. They were really inspiring. It makes us all feel good about the work that we do and to hear the impact that it's made on the lives of the students, our alumni, the mentors, the J&J volunteers and the communities. Eu sincer nu am văzut videoclipurile celorlalți care au participat și sunt foarte curioasă. Aș vrea să le văd și eu și pe celelalte. We also want to thank our 3 judges. We had 3 judges outside HI 360 to make this really difficult decision of who the winners will be. Da, asta-i tare că au ales niște judecători, persoanele care să aleagă videoclipul din afara proiectului. E ca și cum l-au luat pe Gheorghe, care n-are nicio treabă cu tot ceea ce se întâmplă, dar să spună cu sinceritate, băi, care e cel mai fain videoclip? Care îți place ție cel mai tare? Great! Well, today we will be announcing 3 winners, and our first place winner will be winning a trip to the Alliance Building and Training Session in Washington, D.C. in October. But before we announce the first place winner, let's start with our third place winner. Drum roll. And the winner is Nicanor from Panama. Da, din Panama. Congratulations, Nicanor. And Nicanor is currently studying in the United Kingdom this summer, so we're really proud of him, and we thank him for his video submission. Congratulations, Nicanor. Yay! So second place, winners, we have 2 winners from one site, and that is Jasmine and Dina from New Brunswick, New Jersey. Congratulations! Their Yay. Video included a lot of other students as well as alumni. Când am fost în Washington DC acum 2 ani, am cunoscut acei reprezentanți din New Brunswick și erau niște oameni foarte, foarte faini și deschiși și prietenoși. Deci am o părere bună. It was really fun to see. And they're both be graduating in just about a month. So congratulations to both of you. Okay, and now our first place winner. That's right. This is a big drum roll. It's a big drum roll.
This winner will be joining us in October in Washington, D.C. The winner is Ronica from Bucharest. Congratulations, Ronica. Her video was truly inspiring. After graduating from the BTE program, she enrolled in medical school. Due to her enrollment in BTE, she won a scholarship, which she used to buy a laptop. And today, she's now tutoring students who are applying to medical school. So, congratulations, Radhika. Yes, and thank you for what you're doing. So, again, congratulations to all of our winners. Thank you for tuning in to Facebook Live. We want to thank all the entries, and please stay connected. Okay. Da. Deci, tot prin proiectul ăsta, prin urmare, am primit și o bursă. Am aplicat și pentru o bursă și am primit-o. Dumnezeu m-a binecuvântat tare mult prin proiectul ăsta. Și cu bursa aia am cumpărat laptopul ăsta, de pe care înregistrez acum și pe care îl folosesc pentru a edita videoclipurile. Și așa reușesc eu să înregistrez lecțiile pentru voi. Din nefericire, proiectul acesta nu se mai ține în România. Eu am fost prima generație din România care a fost implicată în proiectul BTE, Bridge to Employment. Și totuși sper ca videoclipul meu, fiind câștigător, fiind reprezentant al României, se vor gândi să mai facă din nou proiect în România, pentru că e foarte, foarte fain și aduce multe beneficii, în special celor care vor să afle mai multe despre medicină. E bine, da, asta este vestea cea mare. Voi merge din nou în Washington, D.C. Va fi al doilea zbor al meu din viața mea. Deci prima a fost în Washington, D.C., al doilea este tot în Washington, D.C., și, da, va fi în octombrie. Voi filma fiecare minut petrecut acolo. Cam atât, m-am lăudat destul. Se aude apă pe fundal, faci fratele meu duș. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai un share, like, un comment și, bineînțeles, dă subscribe, abonează-te la canalul meu pentru a vedea fiecare videoclip pe care îl postez duminica. Pa!